Luca 17, 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Amin. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locurile. Aș vrea să vorbesc astăzi de împărăția lui Dumnezeu, acea împărăție secretă pe care unii nu o cunosc. O împărăție și despre puterea lucrurilor din lăuntru. Pavel spunea 1 Corinteni 4:20: împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Când lipsește puterea din lăuntru, exprimările exterioare sunt doar niște jalnice simulări. Ne lipim tot felul de embleme și de etichete, dar oamenii s-au săturat de vorbe și oamenii vor să vadă puterea împărăției. Să dea Domnul și nouă, noi să avem putere. Puterea asta este în lăuntru. Că împărăția este în lăuntru. Te duci să cumperi o mașină. Soția poate va emite pretenții ceva la culoare. Copiii la opțiuni. Dar un specialist întreabă ce motor are, ce cutie de viteză, că puterea mașinii stă sub capotă, nu deasupra. Vezi o casă. Privirea izbită de exterior, arhitectură și multe altele. Trăinicia unei case stă în fundație și în temelie, care nu se vede. Admiri un copac, fie că e ornamental, fie că e pentru rod. Puterea copacului stă în rădăcină, în rădăcina care nu se vede. Beneficiezi de caloriile unui fruct, nu după culoarea și înfățișarea lui, ci după ce are el înăuntru. Și puterea corului din Oradea nu stă duminică dimineața la 9, când ați cântat foarte frumos. Stă în repetiții pe care ei nu le-au văzut. Acolo e puterea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, mi-am propus să vorbesc câteva lucruri. În primul rând, locația. Unde găsim noi împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul spune că e înăuntru. Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde e împăratul. Matei 18, 20. Unde sunt 2-3 adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Credem că Dumnezeu e aici? Amin. Domnul Iisus e aici între noi? Amin. E aici împărăția? Slăviți să fie Domnul! La început era cuvântul, Evanghelia după Ioan, 1:1. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Când s-a întrupat cuvântul, care era Dumnezeu și era în cer, și a venit să locuiască printre noi? Am sărbătorit nu de mult nașterea Mântuitorului. Cuvântul din cer a venit prin Maria Fecioara și s-a născut ca om. S-a făcut trup, a locuit printre noi. Și aici au fost două acțiuni. Inițiativa a aparținut lui Dumnezeu. Când îngerul Gavril a venit la Fecioara Maria și a spus: plecăciune ție căria ți s-a făcut mare har. Pe rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus. Și femeia, fata asta tânără, spune: dar cum se face că eu nu știu de bărbat? Duhul celui preanalt te va umbri. Inițiativa a aparținut lui Dumnezeu.
Dar îngerul Gavril, aducătorul de vești, nu pleacă de acolo. El rămâne. Și eu imaginez pe Maria îngenunchiată, fără mamă, fără tată, fără logodnic, fără preot. Și cerul așteaptă un răspuns. Și Maria plecată spune, îi dă răspuns, iată roaba ta, facă-mi se după voia ta. Ca să se întrupeze cuvântul lui Dumnezeu în tine, ca să fie împăratul în tine, în lăuntru tău, a venit Dumnezeu cu inițiativa, cuvântul de la Duhul Sfânt. Dar e nevoie azi și de acceptul tău. Domnul să facă să dăm acceptul ăsta. Și dintr-o dată cuvântul locuiește în noi și împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Care e adresa împărăției? Împărăția lui Dumnezeu este în mine. În mine locuiește Duhul Sfânt. Fapte 1:8, da? Voi veți primi o putere. Puterea asta a venit în mine și eu port cu mine împărăția. Mă duc la servici cu împărăția, stau de vorbă cu oamenii, am împărăția, mă duc la școală, împărăția e cu mine, călătoresc, împărăția e cu mine, simt împărăția lui Dumnezeu. Care e adresa împărăției? E inima mea. Care e adresa împărăției? E familia mea. Că împărăția are așa o progresie. Are, dacă vreți, locații simultane. Mă întreabă cineva, măi, tu ești din Bosanci? Da. Altul mă întreabă, tu ești din Suceava, nu? Mhm. Altul, cum mă duc, am fost, de unde vii? Tu ești din România. Din România. Până la urmă, eu de unde-s? Îs din Bosanci, din Suceava și din România. Împărăția lui Dumnezeu este odată în inima mea, în aceeași măsură împărăția lui Dumnezeu este în familia mea. Azi s-a vorbit aici de părinți, de copii, de familie și întrebarea, în casa ta îi manifestată împărăția lui Dumnezeu? Îi trăită împărăția lui Dumnezeu? Oamenii din exterior, vecini, văd în viață și în familia mea, văd împărăția lui Dumnezeu și apoi se extinde împărăția. Împărăția lui Dumnezeu este în adunarea sfinților. Și chiar aș vrea ca în Oradea să se întindă împărăția. Isaia 54, lărgește locul locuinței tale, întinde funii la dreapta și la stânga, să mai se pocăiască oameni din Oradea. V-aș face o urare, nu știu, fratele Nelu ce spune, să fiți așa de mulți că nu mai încăpeți în adunare. Doamne ajută la asta. Asta e adresa împărăției. Aș mai vrea să vorbesc ceva de caracteristicile împărăției. În primul rând, vreau să vorbesc de atmosfera care domnește în împărăție. Și aici intrăm un pic în detalii. Roman 14:17 spune că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta ai tu în inimă, la voi acasă, nu când sunt musafiri, când sunteți voi de voi acasă. Asta caracterizează familia, neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Cum se manifestă, dacă vreți, cum testăm noi neprihănirea? Câteva indicii, așa. În primul rând, un om neprihănit este un om corect. Psalmul 37, versetul 21. Cel rău e cu împrumut și nu de la voi, dar cel neprihănit îi milos și dă. Un neprihănit n-are restanțe. Un neprihănit când se întâlnește cu un om nu-l evită că e-s dator. Omul neprihănit este un om corect. Spune-mi, amin? Amin. În acela psalm, neprihănirea se dovedește prin vorbirea noastră. Versetul 30. Gura celui neprihănit
Vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Pe un neprihănit îl cunoști după vorbă. Să nu se aud între voi glume proaste, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, ci mai degrabă cuvinte sfinte, frumoase. Noi avem un vocabular în casă, în familie. Mi-am impus un vocabular din care am exclus unele cuvinte. Și am un vocabular care mi l-am propus să-l vorbim, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, un limbaj biblic. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Doamne, ajută-ne să avem vocabularul ăsta. Înțelepciunea nu numai în vorbire, ci în administrație financiară. Proverbe 10, 16 spune, cel neprihănit întrebuințează câștigul pentru viață, dar cel rău pentru păcat. Cum întrebuințăm noi? Și așa câștigăm banii greu. Vedeți dumneavoastră câtă muncă, câtă sudoare ca să vii acasă cu 2 lei. Ce faci cu banii ăștia? Neprihănitul are înțelepciune în administrație. Și asta eu văd, se vede. Cel neprihănit nu va face de rușine niciodată pe nimeni. Nu va ironiza, nu va glumi, nu va batjocori, nu va pune în situații din astea urâte. Eu știu un caz în care doi tineri erau îndrăgostiți, erau logodiți și mirile află că logodnica lui e însărcinată. O văzut că e însărcinată. Stă de vorbă cu ea și întreabă, măi, dar cu cine a rămas însărcinată? Și ea așa spune, eu sunt însărcinată de la Duhul Sfânt. E vorba de Maria, vorbesc din Scriptură. Spune Matei 1:19. Iosif era un om neprihănit și nu voia să o facă pe Maria de rușine. Eu când văd că unul așa râde de altul, îi scoate în evidență niște fapte negative, îl pune într-o postură din asta jenantă, eu nu mă gândesc la acel acuzat, eu mă gândesc la acuzator, cât e el de neprihănit când vrea să râde de altul. Apoi neprihăniți vin la adunare. Atâta sunteți de neprihăniți cât veniți la adunare. Că spunem Psalmul 1, cel rău nu poate ține capul sus în ziua judecății, nici păcătos în adunarea celor, înseamnă că neprihăniță se adună, au părtășie. Îi neprihănirea asta în inima ta? Dar la tine acasă, este neprihănirea asta? Probabil în adunare este. Că noi de multe ori ne cosmetizăm imaginea asta de creștin, când venim la adunare, când venim la amvon. Odată spunea un băiețel lui tatăsul, tăticu, ai ne mutăm, stăm la adunare. Dar de ce, măi? La adunare așa ești de bun, așa ești de pocăit, probabil că acasă nu era chiar așa. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, pace. Cum stăm cu pacea din inimă? Pacea e pe trei nivele, știți dumneavoastră, pacea lăuntrică, pacea cu oamenii și pacea cu Dumnezeu. Este câte un om care nu are pace în el însăși, domne. Așa-i țepos ca ariciu. Nu-l poți aborda, nu știi cum să-i dai bună ziua ca să nu se supere. Tot timpul el îi contra, tot timpul are ceva de spus. Dar eu mă gândesc, așa e în împărăția lui Dumnezeu? Că în împărăția lui Dumnezeu îi pace. Avem pace lăuntrică, avem pace în casă, în familie. Că pacea cu ceilalți oameni începe din familie. Că eram odată într-o familie și un frate proroc spune la o familie tânără, mi-a arătat Domnul că vine un duc de ceartă. Filipeni 2:3 spune, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Că cearta-i dată, sfada asta, cum spunem la Bucovina, e dată de un duc. Și spune, am văzut că vine un duc de ceartă, vă ațâță pe unul împotriva altuia și vă certați până seara și vă culcați certați și duhul ăsta se dă deoparte foarte satisfăcut. Băgați de seamă când aveți certuri între voi, astea nu-s de la Duhul Sfânt. Astea au venit niște duhuri de ceartă. Cât te cerți în casă cu nevasta,
Și la urmă spune, nu mai știu de la ce m-am luat. Cât e ei și te cert. Și mai apare o problemă, fac-mă o mică paranteză. Iacov spune 4:8, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Eu am găsit împărțirea inimii, nu după cum o fac cardiologii, cu două atrii și două ventricole, nu. Așa, inima asta duhovnicească, am găsit unul împărțiri în ele. 1 Ioan 3:21 spune, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. La mine inima am găsit-o de multe ori împărțită între îndrăzneală și osândire. Am îndrăzneală că-s copil de Dumnezeu, 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Și eu știu versetul ăsta, dar mai știu un verset, 1 Petru 3:7. Tot astfel, bărbaților, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeie, ca unui vas mai slab, ca unele care veți mosteni împreună harul vieții, ca să nu vă fie împiedicați în rugăciunile. Și eu trag o ceartă cu nevasta, că și ea vorbește și eu știu să vorbesc, și nu m-am gătit de certat și mă spună, frate Dragoș, am un băiețel, are o febră, nu vrei să vii să faci ungerea? Și eu am îndrăzneala, că am Biblia, am Iacob 5 cu 13 la 16, eu sticluța, dar mai am o osândire de urmă. Cum să mă duc dacă rugăciunea mea e împiedicată? Ce rugăciune? Până unde ajunge? Și atunci încep negocierile cu sticluța în mână, hai să mai stăm un pic de vorbă. Așa e pocăința. Eu vorbesc mai mult ipotetic, eu chiar nu mă cert. Dar se întâmplă. În camera asta a dorințelor, în camera rugăciunii, se întâlnește împărțirea asta între dorințe, între nevoi, între strigătul tău după Dumnezeu și osândire. Bine ar fi să scăpăm de osândire, dar nu intrăm în detalii în privința asta. Revin la împărăția lui Dumnezeu. Când ești în ceartă acasă, când nu mai ai nici dragoste, nici autoritate, da? Am să notez. Am să mai pun ceva și am să predic și eu. Cum e cu împărăția lui Dumnezeu din casă la mine? Că împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Să fie pace, oameni buni, în inima voastră. Mă rog Domnul să fie pace în casele voastre și să fie pace în adunare. Și bucuria în Duhul Sfânt. Se spunea aici Fapte 1:8. Am înțeles că ați avut 2 săptămâni de rugăciune. Domnul să vă binecuvinteze. Când vine Duhul Sfânt, puterea aceea care e caracteristica împărăției, că împărăția lui Dumnezeu e putere, vine Duhul Sfânt cu darurile Duhului, vine Duhul Sfânt cu roada Duhului, vine Duhul Sfânt ca rezultante acestora ne călăuzește în fiecare zi. Și așa mă rog să fie la Speranța, la Oradea, în adunare. Împărăția lui Dumnezeu, ca și atmosferă, îi neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dar în lăuntru, în împărăție, mai este ceva. Psalmul 128. Nevasta ta e ca o viță roditoare în lăuntru, am ales expresia asta, în lăuntru case tale. În împărăția lui Dumnezeu se aduce rod. În împărăția lui Dumnezeu este rodire. În ce este rodul ăsta? În primul rând, în oamenii care s-au pocăit prin tine, prozelitismul care îl facem noi. Că Roman 16:4 spune, Epenet, cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Prin tine s-o pocăi vreodată vreun om, datorită ție la evangelizare. Sau datorită familiei tale. Ai avut un vecin, a stat ani de zile lângă tine și la urmă, văzând felul tău frumos, este un frate păstor și predicator, cred că a fost și la dumneavoastră, nu-i spun numele. Îmi spunea că vecina lui era o femeie atât de rea că nu se înțelegea cu nimeni din sat.
Eu am fost de multe ori acolo în satul acela. Așa o ciută avea pe dânsul, o pică, și spune fratele ăsta, de 4 ori mi-o spar capul, până când n-am mai putut să merg la adunare. Când mergem la adunare pe uliță, înspre adunare, tata ne spunea, băi, mergem roată. Înconjuram satul, arunca cu pietre după noi. La un moment dat s-a îmbolnăvit. O auzit și o șoteală vecinului, așa, bucuroși. Băi, femeia asta o paralizat. Fata avea o fată la Suceava, nu putea să vină la dânsa decât foarte rău, greu. Și mama asta, sora asta pocăită, s-a dus, o bătu la ușă, că era greu de intrat. Femeia era paralizată, o zic, îmi dai voie să intru un pic în casă, intră vecină. Am venit la tine, vreau să-ți aduc niște mâncare, să te spăl. Și ea spune, măi, eu v-am făcut numai rău. Știu, dar noi suntem pocăiți. O îngrijit, o chema fata, o dus la spital, o pus în perfuzie, o venit înapoi acasă. Femeia asta s-a făcut bine. Și când s-a făcut bine, în prima duminică a intrat în adunare. Și a spus, eu nu știu nica de pocăință, dar știu că familia asta e pocăită, vreau să fiu ca dânsă. Oameni buni, iertați-mă de tot rău care v-am făcut, de bajocoare care v-am făcut-o. Mă primiți și pe mine cu voi? O lua botezul și o rămas în adunare. Știi de ce? De la niște vecini pocăiți. Că împărăția lui Dumnezeu rodește și rod înseamnă oameni pocăiți prin tine. Rod înseamnă și copii. Rodul pântecele este o răsplată de dată de Domnul. Copiii aduși, copiii născuți, copiii educați, copiii botezați, copiii născuți din nou, copiii rămași în adunare, sunt un rod. La noi în sat a început adunarea cu 3 bărbați. Toți 3 au fost la Cernăuți condamnați câte 25 de ani. Au venit imediat alte familii, familii numeroase, cu copii mulți. La aceea 2-a generație erau oameni pocăiți, i-am prins, știu, oameni sfinți. Ei s-au mulțit și prin natalitatea. Toți au rămas în adunare. Avem sute și sute de pocăiți la noi în sat. Că și ăsta e un rod. Copiii care îi aduci pentru Hristos și îi dai lui Hristos, înmulțesc pe adunarea și biserica. Și ăsta e un rod. În împărăția lui Dumnezeu este rod. Caracterul nostru, roadă, pe care Domnul o cere de la noi în Matei 3:8, aduceți roade vrednice de pocăința voastră. Lui Dumnezeu îi place roada pocăință, dar vă spun un secret, Dumnezeu n-are roada asta. Că pocăință înseamnă să te legi de rău și să faci bine. Dumnezeu nu a făcut niciodată rău. Roada pocăinței noi o putem aduce. De aceea Domnul are nevoie de tine și de mine. Eu sunt vița, Ioan 15. Voi sunteți mlădițele, tatăl meu este vierul. Viticultorii spun că vița nu rodește. Are nevoie de mlădiță ca să rodească. Noi suntem mlădițele, noi aducem rod pentru Hristos. Roada Duhului, Galateni 5:22. Domnul Dumnezeu n-are roada Duhului, El e Duhul. Ca să se nască un fruct într-un pom, are nevoie de sevă, dar seva, numai seva aceea, nu face fructe. Dumnezeu e Duhul, El ne-a dat Duhul nouă și noi avem în noi roada Duhului. Să ne dea Domnul multă roadă, în adunarea ei să fie roadă, că este roada pocăință. Roada sfințirii, nu? Roman 6:22. Roada neprihănirii, de care am vorbit mai înainte, Filipeni 1:11. Roada Duhului, de care aminteam, din Galateni 5:22. Roada păcii, am amintit ceva de pace, din Evrei 12:11. Roada luminii, din Efeseni 5:9. Roada luminii este. În Evrei 13:15, roada buzelor, rodul buzelor. E o laudă pentru Dumnezeu. Avem rodul ăsta? Că în împărăția lui Dumnezeu este rodire.
E o atmosferă binecuvântată și mult rod. Așa să fie la Speranța, la adunare. Așa să fie în familia ta. Și așa să fie în inima ta. Doamne, ajută-ne la asta. Mai este ceva în împărăția lui Dumnezeu. În Psalmul 45 vorbește de frumusețea fetei de împărat, parcă în versetul 13. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntru casei. Înăuntru casei. Ea poartă o haină țesută. Haina aceea e pregătită, frate. Că în adunarea din Speranța îi moment de pregătire. Vine Apocalipsa 19:7 în jos. Să ne bucurăm, să ne veselim, o veni nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, cu ras strălucitor. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Care mireasă are nuntă și nu-și pregătește rochea? Este o tânără care se mărită aici la voi și nici nu doare capul din nuntă, de rochie? Dar rochea ta din nuntă, acum o pregătești, o țești la gherghef. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Oameni buni, frații mei, hai să ne pregătim haina că îndată începe nunta. Domnul să ne ajute. Înăuntru-i pregătire, înăuntru-i frumusețe. Frumusețea înăuntru. Fata împăratului plină de strălucire, înăuntru casei împărătești. Luați chiar în mod fizic. O femeie trebuie să fie frumoasă, senzuală, atrăgătoare în lăuntru casei. Nu știu de ce, de unde concepția că trebuie să fim foarte frumoase când ieșim pe stradă. Foarte atrăgătoare, foarte ispititoare când ieșim din casă. Nu, ai dreptul să fii așa ispititoare, dar pentru bărbatul tău în casă. Că frumusețea se consumă înăuntru. Să ne dea Domnul înțelepciune. Am un frate de la bibolărie. El predică și când vede reacția, spune, ne oprim că intrăm pe teren moale, gata. Apoi mă opresc și eu din asta. Înăuntru case, înăuntru împărăție, înăuntru e o atmosferă frumoasă, îi multă rodire și îi pregătire și frumusețe. Domnul să ne facă așa să fim și noi. Bun, dar înăuntru mai este ceva. Și asta nu-mi place. Pavel spunea în Corinteni acolo 10:7, de afară îți lupte, dinăuntru temeri. Sunt temeri în împărăția lui Dumnezeu? Teamă de ce? De ce să te temi în adunare? De ce să se teamă păstorul în adunare? 2 Corinteni 11:3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva pe înșiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care e în Hristos. Știți că înăuntru, dincolo de atmosferă, rodire și frumusețe, există și pericol? Pericolul ca gândurile unora de noi, ne pune în grămadă toți, să nu se strice. Că vine diavolul, raiul era bine delimitat între râurile astea, dar au venit șarpele înăuntru, au venit acolo la gard să se ia de vorbă. Ei, vine diavolul cu gânduri. Care-i sursa gândurilor? Odată sunt nevoi trupești, evenimente, sau ispitirea ale vrășmașului, sau gândul de la Domnul. În Ioan 7:13. În timpul cinei, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă, cât poate diavolul să lucreze la gândurile noastre? Oare diavolul știe gândurile mele? Are putere să înforțeze rațiunea mea și să pună el gândurile acolo? Și eu zic că nu. Omul este responsabil de gândurile lui. Tu ești responsabil de gândurile care le ai. Ce poate diavolul să te ispitească? Căci ispita este un atac violent la nivelul minții. Dar ispita nu e sinonim cu păcatul.
În Evrei 4:15 spune: noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Diavolul își permite să-ți inducă anumite gânduri, anumite atracții. El are în firea noastră un aliat teribil, dar responsabilitatea gândurilor o ai tu. Și vine Pavel și spune: dar mă tem. Mă tem să nu vi se strice gândurile. Cum se întâmplă că după ani de căsnicie apare divorțul? Nu cumva a venit diavolul și a stricat gândurile? Cum se întâmplă după o copilărie fericită, un băieț și o fată fuge de acasă? Nu cumva a venit diavolul și s-a stricat gândurile? Acolo unde era împărăția, acolo în casa ta, unde era manifestarea ce e frumoasă, a venit diavolul și mă tem să nu vă strice gândurile. 2 Corinteni 12:20. De ce să mai tem? Mă tem că la venirea mea la voi să nu întâlnesc dispute verbale, dezbateri, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări. Sunt dispute din astea verbale în casele noastre? Conflicte în inima noastră când gândesc rău, chiar dacă nu-mi pun gândul în acțiune că-s pocăit, dar mă, ce ar trebui la nevastă mea, la băietul cel mare, la fratele moldovan, știu eu ce-i trebuie noi. Disputele astea verbale sunt în casă, în adunare. Asta Pavel spune: mă tem să nu găsesc așa ceva la voi. Aici e împărăție, aici e atmosferă, e rodire, e frumusețe. Vine și diavolul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Versetul 22 acolo spune: mă tem ca la venirea mea să nu găsesc pe unii în stări și trăiri păcătoase, care au trăit și nu s-au pocăit de curviile și celelalte lor. Să fie așa ceva în adunare? Pavel spune că mă tem din astea. Eu de astea mă tem. De ce se mai temea Pavel? Spune în Galateni 4:11. La un moment dat, uite el așa la bisericile din Galatia, spune: mă tem să nu mă fiu ostenit degeaba între voi. De ce are acuza asta apostolul Pavel? Că oamenii aceia erau tot lumești, tot firești, tot după obiceiurile lor. Unul ținea o zi, altul nu, era neînțelegeri. Aveau restanță, aveau lucruri aduse din lume încă în mintea lor. Păi, lucruri care nu erau cu nimic împotriva gâdilării firii pământești. Nu lua, nu atinge, nu pune cu tare și cu tare lucru. Și Pavel spune: mă tem că strădania mea să nu fie zadarnică. Fraților, scrie în Efeseni capitolul 2: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii vă Duhul, la Duhul care lucrează acum în fiii. Între ei erați și voi odinioară când trăiați în aceste lucruri. Există două entități: lumea și biserica. Lumea are mersul ei, frații mei, după mersul lumii acesteia. Biserica are mersul ei, nu trebuie confundate. Că spune Ioan 2:15, epistola: nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Lumea și pofta ei trece, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Frații mei, lumea are mersul ei, biserica are mersul ei. Când noi împrumutăm lucruri din lume ca să le aducem în împărăția lui Dumnezeu, Pavel spune: mă tem să nu mă fiu ostenit degeaba între voi. Să ne ajute Domnul să ne verificăm viața. Nu mai insist în privința aceasta. Mai am o recomandare. Tot înăuntru mai trebuie făcut ceva. Și bine să facem. Spunea Domnul Iisus în Matei 23:26, versetul: fariseu orb,
Curăță mai întâi partea din lăuntru a paharului, ca partea de afară să fie curată. Ani de zile eu am umblat pe câmp cu sapa în mână. Poate mai fost și alții ca mine. Cel puțin de 3 ori pe an prășuiam porumbul. Ieșea bureană, ieșea bureană. Ce făceam eu? Tăiam lăstare. Dar nu dam așa de adânc să scot rădăcina. Ce facem noi, pocăiții? Curățăm partea de afară. Ne îmbrăcăm cu vincios, mă duc la adunare să nu se iei comitetul de mine. Mă mai duc din când în când la adunare când mă întreabă, frate, măi, nu te-am văzut de mult. Rădăcina e alta. Eu mai tai lăstare așa de ochii oamenilor să nu fie bureanul prea mare. De ce a strigat Ieremia? Cu desfeleniți în ogor nou și nu semănați între spini. Dacă o bucată de pământ e prloc, să spune la noi, ani de zile n-ai cultivat-o, când vrei să pui ceva în pământ, trebuie să are adânc, să dai cultivatorul, să dai cu grapa. Am văzut mormane de rădăcini, ca să-ți fie mai ușor. Noi curățim de multe ori partea de afară a paharului, dar înăuntru spurcăciuni. Și vine Domnul Iisus, spune, măi, curăță partea din lăuntru, că partea de afară va fi curată. Psalmul 23, paharul meu e plin de dă peste el. Când înăuntru am curățire, am sfințire și de în afară, nu spală și partea de afară a paharului? Nu se face partea de afară a paharului curată? Din când în când ne mai uităm în inimă. Eu mă mai uit din când în când în familie, ne mai uităm în biserică și spun, mai trebuie o renovare. Ioan 10:22, era praznicul noirii templu. Din când în când trebuie câte o curățenie făcută în viața noastră. 2 Cronici, capitolul 29, versetul 15 în jos. Intră oamenii să facă curățenie. 8 zile curăță înăuntru, 8 zile curăță afară, după 16 zile, după ce au cărat cu roaba, murdărie, împărâul Chedron, au venit și raportează la împărat. Templul e curat. Se poate face slujbe. Din pricina slujbelor se face și mizerie. Și nu putem renunța la slujbe. Eu am fost în templu și m-am gândit acolo. Citiți, vă rog, prin Împărați, capitolul 8, câte jertfe se aduceau, mii de oi și mii de boi. Eu am fost crescător de animale până nu de mult. Păi un porc cântai într-o zi sau un taur cântai într-o zi, am treabă de dimineață până seara. Și umblu cu furtunul de apă, ia băligarul, ia pielea, ia copitele, ia coarnele, fugărește muștile, da? Toată ziua ai, dar la mii. Păi se făcea murdărie. Ei, din când în când mai trebuia curățenie făcută. Și în adunare, după multe slujbe, încheiem sezonul de căsătorii. În anul când m-am stat eu, în 1986, au fost 18 nunți la rând, în tătă duminica 18. Și acum, când se termină sezonul căsătorilor, spunem la comitet, băi, hai să vedem ce-ar mai trebui curățat în urmă la atâtea anunți. Că fiecare vine cu o moftă în plus, fiecare vine cu o dorință în plus. Puțin sunt cei care vor să fie nunta lor mai simplă, mai pocăită, mai smerită, nu? Fiecare aduce ceva și la urmă tragem linia, asta nu-i voie, asta nu-i bun, asta nu-i bun, mai facem curățenie. Mai facem curățenie în casele noastre. Și vai de câtă curățenie am eu nevoie în inima mea. În lăuntru. În lăuntru e împărăția lui Dumnezeu. Înăuntru e atmosferă, e rodire, e frumusețe. Dar trebuie și curățire. Înăuntru sunt și pericole. Domnul să ne păzească pe fiecare. Și dotând templu, să ne facem rost de câteva lucruri în lăuntru nostru. Psalmul 42, cât versetul 5. Pentru ce te mâhnesc suflete și gemi în lăuntru tău? Nădăjduiește în Dumnezeu, iarăși îl vei vedea. Înăuntru nostru avem nevoie de o mare cantitate de nădejde. Roman 15 cu 13. Dumnezeul nădejde, spune la urmă, să vă umple de toată nădejdea. Eu am înăuntru meu nădejde. Am probleme, am necazuri.
Trăim în viața aceasta. Am înmormântat pe cei dragi. Am trecut situații dificile. Dar am nădejde că Dumnezeu care este înăuntru meu îmi face bine. Ai nădejde aceasta? Psalmul 51, versetul 6, dar tu cer ca adevărul și înțelepciunea să locuiască în lăuntru meu. Vrea Dumnezeu în lăuntru tău să fie adevăr. Vrea să fie înțelepciune. În Psalmul 94, parcă cu 19, când gânduri negre se frământă cu grămada, mângâierile tale mă înviorează sufletul. Să ne dea Domnul în împărăție, aici în adunare, când treceți prin necaz, și nădejde, și mângâiere. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirea. Așa cum de multe ori suntem noi tentați oamenii. Ca în Iosua 22, a făcut un altar care izbea privirea, cele două seminții și jumătate de dincolo de Iordan. Așa ca Samuel care se duce în casa lui Isai, negreșit, ăsta ai unsul Domnului. Și Domnul îi spune, Domnul, nu se uite la ce izbește privirea. De prea multe ori ne exteriorizăm cu programele noastre, arătăm lumii lucruri care le izbesc lor privirea. Nu sunt rele, sunt bune când pleacă din lăuntru. Și doresc ca aici la Oradea și în casa ta și în inima ta să fie împărăția lui Dumnezeu. Nu numai vorbe, și putere. Amin. Amin.